A fost noapte albă în Republica Moldova, la punctul de trecere a frontierei din Palanca. Sute de refugiați au așteptat cu nerăbdare să ajungă la adăpost. Printre ei și mulți studenți veniți la studii în Ucraina, care s-au trezit acum într-o zonă de război. Unii vor continua drumul spre România după o scurtă pauză de odihnă, iar de la noi se vor îmbarca în avioane care să-i ducă în țara de origine. Și după lăsarea nopții, sute de oameni așteptau înfrigurați șansa de a ajunge în siguranță în Republica Moldova. Cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență au ridicat în urmă cu nu foarte mult timp două astfel de corturi. Sunt corturi militare unde refugiații se vor putea adăposti. Sunt echipate cu aeroterme, dar și cu pături, mai ales că începe să se lase frigul aici în Vama Palanca. Refugiații au fost întâmpinați cu mâncare, haine, produse de igienă și un loc călduros. Printre ei s-au numărat mulți studenți străini prinși în războiul din Ucraina. Acest tânăr din India speră să ajungă cât mai curând acasă. In Odessa the situation is very bad and the streets are filled with all the Russian army and there are gunfire. We have to reach Bucharest. So if we reach Bucharest we can take a flight home from there. I'm feeling safe and happy because we have left a very dangerous place. So it's very better here and everyone is treating us in a very good way. So we are happy. Numai noaptea trecută, aproximativ 3500 de refugiați au intrat în Republica Moldova. Polițiștii de frontieră au suplimentat benzile pentru trecerea în punctul de frontieră Palanca.